La sfârșitul lunii octombrie, portofoliul de asigurări al polului de asigurare împotriva dezastrelor numără cu 25% mai mult decât în septembrie. În ceea ce privește distribuția pe regiunea asigurărilor obligatorii de locuință în vigoare la 31 octombrie, 64,6% se regăseau în mediul urban. În general, persoanele care încheie o poliță de asigurare pentru locuință sunt cele mai cu dare de mână. Totuși, cei mai săraci locuitori ai României sunt și cei mai vulnerabili în caz de calamitate. Giurgiuvenii se găsesc în topul de risc ridicat în caz de calamități naturale, cum ar fi cutremurul sau inundațiile, dar în același timp se află printre județele care nu au mai mult de 28% din locuințe asigurate. Eu zic că are băiat. Are băiat asigurat. Pentru ce ați făcut asigurarea? Nu știu, că el e jandar și el știe, eu nu știu ce a făcut el. La casă nu suntem asigurați. Aveți asigurare la locuință? Noi da. Pentru ce ați asigurat casa? Măi, uite că nu știu, soțul când a trăit el a făcut și nu, în ce mod, nu știu. De ce vă temeți cel mai mult? Uite, de cutremur, de... Și aveți asigurare pentru asta? Da. Copii, nu știu pentru ce au făcut. Pentru calamități, pentru eu știu... De cât timp faceți asigurare? Păi de când au venit cu științările astea. De... N-au obligat. Deci n-au obligat. De cât timp aveți asigurare? De 3 luni. Este prima dată când ați făcut? Nu. Deci am continuat. Cum expiră, prelungim asigurarea. Pentru toate alea. Avem 3 ani de când, din an am dat de la Giurgiu. Prima opțiune pentru a vă proteja locuința, de altfel obligatorie prin lege, este achiziționarea unei asigurări de tip PAD emisă de polul de asigurare împotriva dezastrelor. Asigurarea PAD costă 10 euro pe an pentru casele din chirpici și 20 de euro pe an pentru locuințele din materiale moderne. Despăgubește cu 10.000 de euro proprietarii caselor din chirpici și cu 20.000 de euro pe ceilalți. Acoperă riscurile de inundații, cutremur și alunecări de teren.